Te-a venit și ție mintea la cap. În sfârșit vii și tu acasă cu o fată. Da, și ce fată frumoasă ai putut să găsești. Mulțumesc frumos. Nu, dacă ne faceți un nepoțel, eu pot să și mor. Nu, o nepoțică, te rog frumos. O nepoțică, o să mă joc cu ea toată ziua. Exact. Bine, mamă, nepoțică rămâne. Mai mâncați aici? Gata, nu mai mâncăm. Mane, noi ne punem pe canapea, ne uităm la televizor, bem o bere, pune strâng fetele masa. Nu stați liniștit că strânge Mane vasele. Cum adică strânge Mane vasele? Tatică, așa cum ați auzit. Mane strânge vasele. Nu așa-i bine? Tălpirele și spălele pun la loc. Dar chiar te rog. Te pomenești că și rufele tot tu le speli. Eu le întind, ea le bag în mașină. Împărțim sarcinile egal. Doamne ferește, și chiloții ți-i întind singur? Doamne, deci nu pot să cred. Ce gândire învechită aveți. Ce vrei, el să-și ia o soție sau o menajeră, a? Stai. Dar de gătit cine gătește? Tu. O zi, ia o zi, ia. Și în ziua în care gătești tu, ce gătești? Ciorbă, mâncărică de masăre. Păi și în ziua ei de gătit? Comandăm! Doamne ferește, doamne, s-a întors lumea cu fundul în sus! Măi, tu trebuie să fii bărbat! Exact! Tu trebuie să ai un cuvânt de spus în casă, nu? Exact! Pune-mă piciorul în prag, mă! Nu pot. De ce? Asta e gândire învechită acum, nu mai... Da, cine ți-a băgat ție în cap chestia asta acum? Psihologul meu mi-a zis că merit foarte mult pentru că ofer, ce să vezi, foarte mult. Da? Și ce ofer tu foarte mult? Ofer! Ce? Deci nu vine să cred ce bădărani și mărani sunteți. Adică e ca și cum eu am venit aici la peștere și vorbesc cu niște animale preistorice. Deci mă comportați ca niște animale. Nici ai iubire, lasă-mă în pat. Dă-mi și mie o berg, vreau să mă duc la țigar. Bine, hai că eu mă duc și strâng astea. Dacă ies... Ele naibii de vase. Stai jos. Măi, mamă, uite, noi ne-am mai gândit și să știi că nu suntem așa de îngrijorați dacă rămâi neînsurat. Adică? La ce-ți trebuie ție nevastă? Păi voi ați zis că să pun la casa mea, să am familia mea, să fac copii, nepoțel. Măi, mamă, se poate și fără. Lasă că-l faci tu la 40-50 de ani, când... Îți mai vine și ție mintea la cap. Exact. Te muți la noi, îți dăm și sufrageria. Mm-hmm. Poți să vii cu câte fete vrei, dar nu rămâi cu ele mai mult de 2 zile, că te pun și alea să speli rufele. Exact. Uite, până pe la vreo 40 de ani, când te mai pui și tu pe picioare, îți face mama mâncărică, îți spală rufele. Tu să nu-ți faci griji, da? Da, dacă ziceți voi. A mers? Da, mersi mult. Chiar nu mai scăpam de ei în ultima perioadă. Da, bun. Hai, acum mergem la mine, da? Da. Ce trebuia să fac la ei tăi? Să fuți apătură, hai! Dă bere.